на суді. Întâmplă întrebarea ca cu directul de la Piața Agroindustrială de Lovin, cu parcă și directul, dar și nu e directul. Parcă de plinește funcție, are pieceat, are inscritură, să ne vor, are pieceat să fie directul. Ne-am apreciat de veste. Ca să nu facem iară o greșeală vreodată pe viitor, eu pot să lucrez în 3-4 ani înainte, dar vă spun, e chestiunea care. De atâta, noi, prin decizie, trebuie să instituim funcția de viceprimar. Una, a doilea, ca să nu mai am mai spus a doilea, eu propun deodată că viceprimarul să fie ales domnul Cernav, deci stau care în 4 ani aceștia au lucrat foarte frumos. Eu tot aparatul vreau să aduc în primire, pentru că câte comprare am avut de la procuratură, de la corupție, pe tot locul, n-a depistat în aparatul primăriei ceva normal sau încălcări de lege, mă înțeleg să sunt, va fi și asta mai fi, o sunt sau va fi, pentru care nu lucrează așa la moare. Eu era să propun astăzi două candidaturi de viceprimar. Dar ca să nu mai spun mai departe la întrebările cu bugetul, cu banii, sunt aici și consilier raional, este aici și reprezentatul guvernului, orașul Ilovești, Filazier. Nu cu aparatul din 2011 și salariul până la anul nu avem, pentru că am papat fonduri de salarii în trăiește la 10 luni de zile, pentru că în loc de 11, de 16, de 15 personal care trebuie să fie în primărie, am avut 22 persoane și fondul l-am plătit. Ni impune statul, guvernul, ni impune să aducem statele în conformitate cu acele ce au fost întâlnit, adică 16-15. Arhitectul, jumătate de salariu, juristul, jumătate de salariu, specialiștii, mulți speciali, jumătate de salariu, și care i-am luat numai pe contractul ăsta, trebuie să-i reduce. Arhitectul, dacă s-au pun pe jumătate de salariu, uitați-vă, dumneavoastră, în orașul ăla vine, ce trebuie să fac, și așa avem un caos, în caz fi mai mare caos. Un inginer cadastral nu le-a spăzat, tânăr specialist nu le-a spăzat, cu 600 de lei salariu nu vrea să lucreze. A doilea inginer cadastral, domnul inginer, de pe dacă nu o să facem prin contract, perceptor fiscal, 600 de lei am făcut concurs și iar din nou, de atâta eu sunt mai mult. Pe luna noiembrie, decembrie, e schimb să nu avem salariu la profesori. Ne luptăm, azi am fost la raion, azi am fost la raion, am depășit, adică să nu mă mai spăl încă o dată. Nu putem să și rog, de asta chiar mergem prosim. Nu, domnul Sărcelu spus, ca să nu mă mai spăl încă o dată cu finanțele, prin întrebările cele, eu acolo n-am asta ea. Și ca să nu... Chiar azi am fost la raion și întrebarea cu bugetul pe 2011 și 2012, e pus să nu întreba. De atâta. Azi propun un viceprimar, primim bugetul pe 2012 și îmi iau angajamentul voastră de consilier, sunt la întrebările de viceprimar. Aveți întrebări, stimați colegi, la domnul primar. Dacă nu se întreabă, dacă nu vă dar este întrebare o penalită, nu mă rog. Decizia la 0302, privire la instituirea în funcție a funcției de viceprimar. Instituirea în funcție de viceprimar. Cine este pentru a instituirea în funcție de viceprimar în primul ăsta de oameni, v-am votat. Împotrivă, abținuți, înainte. De abținuță, 1. Abținuți, așa. Și deci, automat, întrebare cu Cristina, la lege, prin la lege de sistemare. La funcție persoană care va trebui să repute de sistemare. Tot domnul Carpian va avea apropunerea. Eu am propus. Am fost propus, da, da. Da. S-a propus de domnul primar funcție de
care împotrivă? Abținuți? Doi. Eu mulțumesc frumos, domnul primar, stimați consilieri, eu nu mă voi lupta să vă dăfiesc. Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea cu care mă investiți. Consilierii de precedentul Consiliu știu că am fost tot timpul adeptul să conlucrăm, să facem lucruri frumoase pentru oraș și toată responsabilitatea, vă spun, și în continuare, o să depun tot efortul ca orașul nostru să prospere, să-i conlucrăm, să fie rezultat. Vă mulțumesc!